din partea Consiliului Județean Sibiu, alături de mine sunt administratorul public al județului, domnul Adrian Bibu, cel care coordonează activitatea serviciului și direcției proiecte, serviciul care a accesat finanțarea și a implementat acest proiect. Din cadrul serviciului și direcției sunt prezente și cele două colegi pe care deja le cunoașteți din foarte multe conferințe, doamna director Oana Popa și doamna șef serviciu Andreea Farcășiu, alături de cei doi colegi ingineri pentru partea tehnică. Este o componentă importantă care trebuie urmărită. Cei doi colegi care au fost alături, Alexandru Barnea și Șerban Cotâria. Ca în orice investiție, pe lângă o coordonare bună, mă rog, accesarea banilor și o coordonare bună pe parte de implementare, este absolut